să cerem ajutorul Domnului pentru timpul de părtășie care a stat înainte și eu pe fratele Dan să ne conducă în această rugăciune de început. Tatăl nostru, suntem în locul acesta, adunat în numele Domnului Iisus și suntem bucuroși să lăsăm numele Tău să-ți mulțumim de dragostea pe care am dat poate de viițele noastre în adevărat de Domnul Iisus în lumea un vindecu, iar de asta trebuie să vinem cu despărtăția noastră, trebuie să vinem pe cuvântul și chiar pe care îi potrivi. Să-i mulțumim de felul care tot e pe ocupa de suflete noastre, în continuare, că vreau să vinem pe cei suflete, cel de zavă, chinte și mulțumire în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Înainte de a asculta un cuvânt din partea Domnului, vestit prin fratele Cercel, ne rugăm ca Domnul să dea multă putere și har. Cum mai cântăm pe Domnul despre slava Domnului? Prima cântare spune, mântuire ni s-a dat fără nicio plată. Acest dânsă răspune mereu.
Înspre folosul nostru, să nu ne lăsăm interesat de lume care trăiește în durere și în necunoștință. Și pentru timpul care ne stă în față, deschide neagră la acesta de Pavel către Romani, capitolul 8, și pagina 1101, epistola lui Pavel către Romani, capitolul 8, începând de la versetul 12. Deci pagina 1101. Titlul acolo zice, creștinul trăiește în așteptarea mântuirii. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți semoară faptele Duhului, veți trăi. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, sunt fii al lui Dumnezeu. Și voi n-ați primit un duc de robire, ca să mă aveți frică, ci ați primit un duc de înfiere, care ne face să strigăm, să strigăm Abba, adică Tată. Însuși Duhul adevărește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare care are să fie descoperită față de noi. De asemenea, și fiile așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu, căci firea a fost supusă deșertăciunii, nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o, cu nădejdea însă, că și ea va fi izbăvită de robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Dar știm că până în ziua de astăzi toată firea suspină și suferă durerile noastre. Și nu numai ea, dar și noi care avem cele din tâi roade ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru. Căci în nădejdea aceasta am fost mântuiți. Dar nădejde care se vede nu mai este nădejde, pentru că ce se vede se mai poate nădăjdui, pe când dacă nădăjduim ce nu vedem, așteptăm cu răbdare. Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspinele grăite. Și Cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului. Pentru că El mijlocește pentru Sfinți, după voia lui Dumnezeu. Amin. Amin. Aici, în titlu, spune așa, zice, creștinul trăiește în așteptarea mântuirii. Mântuirea a finalizat-o, că noi suntem mântuiți prin Har. Dar încă mântuirea nu este realizată. Pentru că vedem că în versetul 23, mântuirea va fi realizată prin răscumpărarea trupului, când se va produce răpirea. Și prima dată vor ia cei morți în Hristos, așa ne spune Scriptura. Și noi să credem în lucrul acesta.
Și este mare bucurie, care lumea o respinge. Pe lângă faptul că nu crede în Domnul Iisus, nu crede nici în Scriptură. Vedeți cât este de înșelat. Cât este de înșelat. Necredința. Mai bine crede în tradiție și obiceiuri. Și vedeți că tradiția și obiceiuri, noi vorbim de noi, că suntem români, dar în care vorbesc. Și ce le pune Pavel romanilor, care știți cu toții, că romanii au cucerit Dacia, au rămas în țară și au adus și obiceiurile lor. Păgâne. Dar Pavel vine și le spune aici creștinilor, care trăiesc în Roma. Deci să trăiască în așteptarea mântuirii și folosește o expresie foarte plină de dragoste. Așadar, fraților, nu mai datorăm nimic firii pământești. Vedeți? Noi nu mai datorăm nimic firii pământești. Mi-am făcut aici anotințe, că nu prea am avut timp să vă pregătesc. Deci, vechea natură nu mai are niciun fel de drept asupra noastră. Noi trăim în nouă natură, călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Nu ne mai lăsăm îndemnați de firea pământească. Da, firea pământească este în noi. Dar să nu ne mai lăsăm îndemnați de ea, ci să ne lăsăm îndemnați de Duhul lui Dumnezeu, care l-am primit prin credință. Așa cum spune Pavel Efesenilor. Când ați auzit cuvântul Evangheliei, mântuirii voastre ați crezut în El. În cine? În Domnul Iisus. Și ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt. Să ne lăsăm călăuziți de Duhul Sfânt. Hristos a plătit datoria noastră. El a plătit totul pentru noi. El ne-a dovedit și ne-a câștigat din toate păcatele. Păcatele care le-am moștenit prin naștere de la părinții noștri, care lumea se dezvinovățește. Zice, n-am omorât pe nimeni, n-am păcat. Și când explică, de fapt, venind din Adam și Eva, care i-au păcătuit datorită faptului că n-au ascultat, n-am de face cu oameni, zice, oare chiar așa să fi fost? El zice, dacă omul s-a creat de maimuță. Vedeți? Ce s-i s-a nu, ce i s-a implantat în mintea copiilor, pentru că școala cu acesta învață. De evoluție. Nu de creație. Evoluție. Și în mintea omului se înfiltrează evoluția. Și când aude adevăr, îl respinge. Vedeți? Maimuța a rămas maimuță. Mergeți fiecare dată de la grădina zoologică, o să vedeți maimuța. Și sunt câteva feluri de maimuțe. Și omul a rămas om, creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și slavă Domnului că noi avem Scriptură, să citim Geneza. Și vedeți ce înseamnă necitirea Scripturii. Aveam de face cu niște frați undeva pe durere, foarte în vârstă, bătrâni. Mai trebuie că ei s-au întors la Domnul bătrân, într-o stare de bătrân. Și zice, bă, frate, bine că ai venit, că oamenii ăștia de aici se tordă de noi. La sate sunt comunități mici. Nici aici noi, care tălaciu totuși oraș și nu suntem așa mulți. La sate nu sunt greu. Dacă și 5-6 sunt foarte mulți. Dar la 5-6, în mărturie. Zice, se tordă de noi, zice, bă, dacă voi îl cunoașteți pe Dumnezeu, spuneți-ne cine a fost prima dată, omul sau găina. Cu ce se întreabă lumea? Și mă, fraților, păi chiar nu știți să dați răspuns? Nu știu, mă, frate, e sincer. Păi hai să mergem la Dumnezeu, să vedeți, să răspundeți că Dumnezeu a făcut animalele. A făcut păsările cerului și păsările de pe pământ. Și l-a pus pe om să le dea numele. Mă, zice, foarte bine că ne-ai descurcat, că acum le dăm răspuns. Vedeți, lumea cât e de vicleană. Și dacă ne dai răspunsul, după Scriptură, care acesta este răspunsul valabil, tu nu crede că vine cu evoluția. Nu, dacă. Necredință. Și vedem aici că Pavel îndeamnă cu această expresie a dragostei, așadar, fraților, nu mai datorim nimic firii pământești, ca să trăim după demnurile ei. Așa cum spune începând de la versetul 1 din capitolul 8, noi trebuie să trăim după îndemnurile Duhului. Și atunci spune că nu mai este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. Noi nu mai trebuie să trăim cu frica morții. Nici cu frica osândrii. Pentru că cineva a plătit răscumpărarea noastră. Ci din potrivă, zice, dar dacă prin Duhul face să moară faptele trupului, veți trăi. Deci aici se referă la nivel duhovnicesc. Că fizic trăim și lumea trăiește fizic. Dar la nivel duhovnicesc sunt morți.
Sunt despărțiți de Dumnezeu, sunt despărțiți de Creator, datorită necredinței și datorită păcatului, care nu poate fi ispășit prin nimic altceva. Doar Domnul Iisus a ispășit păcatul. Domnul să ne binecuvinteze, să ne dea această încredințare și să rămânem în această încredințare. Deci, prin Duhul noi trebuie să facem să moară faptele trupului. Și acum vine niște beneficii. Spune că toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii al lui Dumnezeu. Deci, vedeți, călăuzirea care ne dă Duhul ne numește fii al lui Dumnezeu. Și noi trăim prin credință. Prin credință credem lucrul acesta. Și prin credință le putem spune și altora. Asta nu pentru ca să ne mândrim, ci ca să le spunem adevărul. Că fără Duhul lui Dumnezeu, Domnul nu este la realitate. Se prăbunește, este în moarte. Moarte spirituală și după aceea moartea fizică. Și mort pentru veșnicie. Dar dacă ar fi mort, dar tocmai că Duhul personal al omului nu moare și rămâne viu. Și Biblia ne spune că sunt două locuri. Locuința morților și sânul lui Avram. Și acum în locuința morților ne spune cum sunt și acum sânul lui Avram. Știți? Un copil se simte bine la sânul mamei. Ori de câte ori plânge și mama ia din pace îi pune la sân, simte căldura mamei, așa era și lasă, în sânul lui Avram. Deci unde era un loc plăcut. Și noi n-am primit un duc de robie ca să mai avem frică, ci ați primit un duc de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tatăl. Deci, vedeți, n-am primit Duhul Sfânt, ne eliberează. Nu mai suntem robi. Și noi exersăm lucrul acesta prin rugăciunile noastre, că strigăm către Tatăl, Tatăl, care ne-a creat după chipul și asemănarea sa. Deci i-a creat pe trei oameni, dar ne-a spus, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Deci noi provenim tot dintr-o poruncă a Creatorului. Vedeți? N-a spus Domnul, nu, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Dar păcatul este în gena noastră și păcatul nu putea fi iertat decât prin Fiul, prin jertfa lui de pe cruce, prin sânge, prin altceva nu. Vedeți, tocmai de aceea Dumnezeu a privit spre jertfa lui Abel mai bine decât spre jertfa lui Cain. Pentru că Abel a adus un miel, vărsare de sânge. Cain a adus roade din ce a făcut el, roadele pământului. Dar bine, în același timp putea să nu se supere. Dar vedeți, firea pământească, atunci cred că au înțeles părinții ce o însemna neascultarea. Când a văzut mort pe Abel. Până atunci, cred că nu au realizat. Au realizat când au văzut că au fost sacrificate animale pentru ca să le facă îmbrăcăminte. Dar nu cred că i-a afectat foarte tare lucrul acesta. Cu toate că eu am avut de-a face cu un tânăr care a crescut într-o familie în care nu au avut posibilitatea să vadă cum se sacrifică un animal. Și auzind că noi, pe el, o să zice, vreau să fiu și eu odată să văd lucrul acesta. Și când a văzut că curge sângele pe pământ, a leșinat lângă mine. Deci, el care n-a avut de-a face, probabil așa s-a întâmplat și cu primii. Dar mai grozav lucrul a fost când a văzut pe Abel mort. Vedeți? Ce a generat păcatul. Și tocmai de aceea spune, voi n-ați primit un duc de robie. Nu mai suntem robi. Nu mai suntem robi păcatului. Dacă trăim prin Duhul și dacă facem prin Duhul să moară faptele firii pământești. Ce ați primit un duc de înfiere. Dumnezeu ne-a înfiat în familia Lui. Prin Iisus Hristos. Prin Iisus Hristos. După aceea spune că însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru, că suntem copii ai lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Moștenitori al lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Iată că e vorba de o moștenire. Moștenirea deocamdată n-am primit-o. Dar noi să fim conștienți că o primim. O primim. Moștenitor al lui Dumnezeu, moștenitor împreună cu Hristos. Deci nu împreună cu Hristos. În altfel nu. Nu suntem moștenitori. Și vedeți, câteodată așa stăm nepăsători, parcă nu am avea nicio promisiune din partea
cuvântul lui Dumnezeu, de fapt, din partea Creatorului. Și trăim indiferent. Nu ținem cont de lucrurile acestea. Domnul să ne ajute să avem în minte această moștenire, că într-o zi va fi o realitate, viața veșnică. Este o moștenire pe care Dumnezeu ne dă prin credința în Domnul Iisus. Dacă suferim cu adevărat împreună cu El. Acum, gândul nostru să nu te ducă că dacă suferim din cauza unor accidente fizice. Știți? Da, și acolo există tot suferință. Dar, știți, lucru mai greu de suferit e înfrânarea poftelor. Care este o suferință. Știți că firea pământească este noi. Și pofta vine. Și ne face să suferim. Dar spune că dacă suferim împreună cu El. Domnul Iisus n-a avut această fire pământească. A fost sfânt, a fost fără de păcat. Este singurul care le-a spus preoților și fariseilor, dacă credeți că am păcat, dovediți-mi. Dar ei n-au putut. L-au ascultat de blasfemie că s-a făcut Fiul lui Dumnezeu. Vedeți? Dar deosebit de păcat nu l-a putut, pentru că era fără de păcat. Ca să fim și proslăviți împreună cu El. La răpire. Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vremnice să fie puse alături cu slava viitoare care are să fie descoperite față de noi. Încurajează. Deci suferințele. Eu știu, eu o suferință să-ți înfrânezi popa. Chiar și la lucrare. Că Domnul Iisus a spus că nimic să nu pună stăpânire pe noi. Vedeți câți oameni cunoaște versetul acesta și prind din străinătate și la 30 de km de casă. Știe că bolanul a pus stăpânire pe el. Nu se oprește ca să se odihnească. Și în ultime clipe se întâmplă accident. Vedeți, Domnul Iisus a spus nimic să nu pună stăpânire pe voi. De la mâncare, inclusiv somnul, inclusiv lucru, nu mai vorbim de bani, de poftele care sunt cele mai periculoase, care sunt cele mai periculoase, că face parte din firea noastră pământească. Dar slavă Domnului că avem Duhul lui Dumnezeu, care poate să o supună. Și spune că suferințele din vremea de acum nu sunt vremnice să fie puse alături de slava viitoare. Vedeți? Suferim, dar nu asta înseamnă că suntem înfrânți. Pentru că noi avem gândul la slava viitoare care ne așteaptă. Așa cum spune iară, răscumpărarea trupului. Pentru că zice că în nădejdea aceasta am fost mântuiți. Vedeți? În nădejde, aceasta este o nădejde. Este o promisiune, nu este o teorie. Dacă le spunem lucrul acesta, încercați să spuneți pe calea mea, bine, frumos, că noi îl așteptăm pe Domnul Iisus să vină. Să vedem ce o să vă răspund. Dar pentru noi să fie o realitate. Și într-o zi, aceasta va fi o realitate. Dar slavă Domnului că Domnul are îndelungă răbdare, Cuvântul ne spune, ca toți, niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Vedeți? Dumnezeu nu este om. Dumnezeu nu poate face orice. Toată lumea spune, Dumnezeu face orice. Eu spun că nu poate face orice. Nu poate să mintă. Vedeți? Diferența dintre Dumnezeu și noi. Noi se recunoaștem că mai mințim. Nu, să nu ne lăsăm înșelați. Dar Dumnezeu nu poate face orice. A făcut promisiunea. Ce a spus Bada? În ziua în care vei mânca, vei muri de greșit. A murit la nivel omnicesc și mai târziu, la 930 de ani, nu știu exact, Adam a murit. Trupește. Vedeți? Dar Dumnezeu, bunătatea lui, a găsit un cale ca omul să fie mântuit. Să omoare păcatul din om și omul să trăiască. Și să trăiască veșnic. Pentru că aia, de fapt, va prea să fie o bucurie pentru el. Să fie în prezența lui Dumnezeu. Și vedeți? Că sucotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare, care are să fie descoperite față de noi. De asemenea, și firea așteaptă cu dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Căci firea a fost supusă de șertăciuni, nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o. Cu nădejdea însă că și ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copilului Dumnezeu. O lume întreagă care trește în durere și chin. În firea pământească. Vedeți?
și nu acceptă lucrarea lui Dumnezeu. Nu acceptă lucrarea lui Dumnezeu ca să primească Duhul Sfânt și prin Duhul Sfânt să facă să moară faptele firii pământești. Vedeți? Aici eu nu pot să o explic, dar am înțeles-o. Cum e cu firea, care de fapt este tot o suferință. Știți, așa cum fiecare din noi când am fost născut din nou, am dus o luptă de suferințe. Știți? O luptă de suferințe, că era firea cu Duhul, firea cu Duhul. Vedeți? Așa cum un cântar din ăla cu balanțe și dacă numai 50 de grame pui în partea asta, l-am dus să dezechilibrează. Vedeți? Spune că firea suspină. Și nu numai aia, dar și noi, care avem cele din tâi roade ale Duhului. Adică, deci, trăim totuși în suferință, în suferință, dar nu fără nădejde. Vis-a-vis de o lume întreagă, care nu au nicio nădejde, săraci. Știm că Dumnezeu ne poartă de grijă și din punctul de vedere pământesc. Și noi nu trebuie să ne îngrijorăm. Da, trebuie să aducem prin rugăciuni, pe lângă laudă, pe lângă închinare, și cererile noastre. Și cererile noastre. Vedeți? Dar el, dinainte de acele, el ne știe de ce avem nevoie. Pentru că ne iubește. Dacă atât de mult ne iubit, ca arată Fiul Său, ca oricine crede în El, cum nu ne va da El de tot ce avem nevoie? Important e să fim mulțumiți. Să fim mulțumiți. Și vedem că ne spune pe când dacă ne dăjduim ce nu vedem, așteptăm cu răbdare. Așteptăm cu răbdare. Am întâlnit și oameni care și-au pierdut răbdarea și spune, dar de ce nu vine Domnul o dată ca să scăpăm de lucrurile astea de pe pământ? Iar spune, Domnul meu are de lungă răbdare. Nu mai vreau să fim mântuiți. Și ce alții care vor veni în urma noastră? Vedeți diferența între Dumnezeu și omul. Omul își pierde răbdare. De ce? Pentru că așteptăm cu răbdare. Iadă pe creștinii din Roma. Și toți face astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră. Căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Vedeți ce spune? Că Duhul mijlocește pentru noi. Duhul ne adeverește în fața Tatălui că suntem copii al lui Dumnezeu. Și mijlocește pentru noi. Nu-L auzim, nu-L vedem, dar ne spune Scriptura și noi să credem lucrul acesta, că mijlocește pentru noi. Și cel ce cercetează inimile știe care este năvoința Duhului. Pentru că El mijlocește pentru Sfinții după voia lui Dumnezeu, nu după voia noastră. Vedeți? Mijlocește pentru noi după voia lui Dumnezeu. Cine cercetează inimile? Dumnezeu. Dumnezeu ne cunoaște inimile la fiecare. Vedeți? Să nu ne lăsăm înșelați. Că spunem cu gura acela și inima noastră. Și să mulțumim pentru că ne-a dat Duhul Sfânt, care mijlocește pentru noi. Și El ne ajută ca să mărturisim adevărul, să mărturisim ce este în inima noastră. Și doar El ne poate curăți. El ne poate curăți. Pentru că tocmai în aceasta constă îndelungă răbdarea lui Dumnezeu. Vrea ca niciunul din noi. Nu nominalizez pe nimeni, că pot să fiu și eu în situație. Deci Cuvântul lui Dumnezeu e Cuvântul lui Dumnezeu și pentru mine. Nu numai pentru dumneavoastră. Vedeți? Și cu Curajin Pavel și pentru El. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Să ne rog postare de rugăciune și să-i mulțumim pentru că ne-a lăsat Duhul Său, ne-a lăsat Cuvântul Său, să ne pună pe inimă să-L citim, pentru că putem să-L aplicăm în viețile noastre. Putem să creștem, așa cum un copil nu face clasa întâia și după aia dă examenul de terminare clasa 8. Nu, face clasa 2, face clasa 3, face clasa 4, face clasa 5, 6, 7, 8, 9. Și dacă vrea să continue studiile, merge mai departe, să știe mai multe lucruri din punct de vedere pământesc. Da? Sunt niște trepte. Dacă citim, nu vă lăsați duși de cel rău, care vine spune, lasă că ești prea bătân, tu nu ești teolog, nu poți să știi prea multe. Nu, nu, nu. Cel ce cercetează inimile este Dumnezeu și El știe care este năduința Duhului. Vede că noi avem râvnă pentru Cuvântul Dumnezeu și ne-L face cunoscut. Ne spuneam la părinții mei cu toată strângerea de inimă și îmi spunea,
dar zice, tu n-ai nicio școală față de popa, mă, de unde știi tu lucrurile astea? Păi, uite, Scriptura ne spune. Păi, popa, zice, de ce nu ne spune? Păi, întrebați-mi dumneavoastră de ce nu vă spune. Nu, mă, pot zice, vreau să vă spun de ce nu vă spune. Știți, toată creștinătatea asta ținea sărbătoare. Erau necăjiți că lucram în sărbătoare și ne spunea. Uite, eu vă dau un pasaj din Romani în care spune Pavel, bisericii din Galatia, care fac domnul din Romani. Zice, voi ține zile, nu vrem și ani, mă tem să nu mă fie ostenit degeaba. Și până când voi suferi durerea nașterii, ca Hristos ia chip în voi. Întrebați-l ce înseamnă lucrul ăla. Că zice, uite, noi avem în casă o familie care e cu Biblia. Și nu vine cu noi, la sărbători. Păi zice, da, nu e rușine. Păi zic, știi ce spune cuvântul Domnului? Că cine se va rușina de mine, mă voi rușina și eu. Spune Domnul Iisus. De ce-ți vă fi rușine? Dar te-a o întrebare esențială. E o discuție importantă, pentru că e vorba de viața veșnică, nu e vorba de... Și nu l-a pus pe nimeni. Dacă nu știe, poate nu-ți răspundă. Dar vedeți, oamenii le este rușine. Le este rușine. Să comunice, să afle adevărul, mai bine stau în întuneric. Cum am discutat astăzi cu cineva, da? Tăierea capului Sfânt Ioan Botezătorul. Dar știți pentru ce i-o tăiat? Păi nu știu eu capul. Pentru că l-a acuzat. Că trăia cu nevasta fratelui său, Filip. Ceea ce nu era după lucrarea Dumnezeu. A, păi zice, poate nu a fost chiar așa. Altă răspunsul lui. Vedeți? Nu știe, de fapt, esența. Pentru ce a fost tăiat capul? Pentru că l-a acuzat. Vedeți? Domnul să ne binecuvânteze. Și suntem binecuvântați pentru că avem Scriptura. Și avem și Duhul Sfânt care l-am primit prin credința în Domnul Iisus. Amin. Amin.